Gigi Becali este gata să-i salveze pe români în plină pandemie de COVID-19, dar pastila minune propusă de omul de afaceri nu a primit aprobare din partea autorităților. Acesta este convins că tratamentul cu arbidol este foarte eficient împotriva noului coronavirus. Gigi Becali a găsit soluția în pandemia de COVID-19. Fabric pentru toată România, fac cadou. Cunoscut pentru faptul că este împotriva vaccinului, Gigi Becali crede că tratamentul cu arbidol îi poate salva pe români. La clinica mea am luat aprobare să fabric arbidol, deci la ora asta eu fabric aceste medicamente. Am aparatură pentru a face 10.000 de pastile pe oră. Ei îți dau aprobare să fabrici, dar strict pentru pacienții mei. Nu ți dau voie să îl pui pe piață. Dacă ei mi-aprobă, iau substanța activă din India pentru arbidol. În 3-4 zile vine substanța și după fabric pentru toată România. Fac cadou. De ce de la mine nu primiți și de la olandezi primiți? A declarat Gigi Becali. Totodată, videoclipul pe care l-a postat echipa Mehe din Ciulmeu pe pagina oficială de TikTok a primit foarte multe reacții, dar și comentarii în care omul de afaceri, Gigi Becali, a fost felicitat pentru ajutorul pe care vrea să îl acorde României. Doar că actuala guvernare dorește în continuare să-și bată joc de această țară și nu acceptă ajutorul lui Gigi Becali. Voi dau și toată averea mea să vindic poporul meu. Ce să fac eu cu bani dacă oamenii în jurul meu bolnavi plâng la biserică, la slujbă, când face rugăciunea pentru nouă coronavirus? Păi de ce să plâng? Dau bani și nu mai plâng. Că eu plâng pentru oameni, că mi-e milă de oameni săraci. Noi n-avem treabă, vezi, mai la București, luăm farmacie, alea, mai sună pe ăla, mai sună pe ăla. Ei, sunt oamenii săraci la țară, în fac, stau în casă și mor cu zile, îmi spun oamenii. Că n-au ce să ia de la farmacie nimic. Și atunci ce mă interesează banii? Ce să fac cu banii eu? Acesta nu vrea sub nicio formă să se vaccineze împotriva noului coronavirus și susține că se ferește de cei care s-au imunizat. Deși COVID-19 a dat peste cap planurile tuturor, omul de afaceri nu se teme de coronavirus, ba chiar dă de înțeles că oamenii care s-au vaccinat vor avea probleme de sănătate.